La prima vedere, fenomenul poate trece neobservat de șoferii care trec cu viteză prin zonă, simțindu-se doar turația crescândă a motorului pentru a depăși rezistența opusă. Însă, dacă nu accelerezi, mașina se va opri din coborârea pe pantă și va începe să urce înapoi de unde a venit. Acum coborâm. Și, practic, mașina în acest moment este pe liber, scoasă din viteză, după cum vedeți. La un moment dat, mașina o să se oprească singură. Și, practic, în acest moment, merge cu spatele, merge înapoi. Chiar pe pantă în sus. Deci urcăm. Fără minimum de efort. Noi am făcut mai multe experimente și de fiecare dată mașina a început să urce singură panta, chiar și cu motorul oprit. Localnicii spun că fenomenul îi sperie și că multe mașini au ajuns în râpa care se întinde de-a lungul drumului, după ce șoferii au pierdut controlul volanului pe tronsonul cu pricina. Altceva, tu de aia le spusei, poate vreun lucru rău, dar așa de altceva, ce să fie, să plece mașina înapoi? Mai mult decât atât, oamenii spun că animalele se comportă pe terenurile din zonă ca și când necuratul însuși le-ar ieși în cale. Auzam odată că... Pe timpul nu eram eu făcută pe bunicii mei, că la Bărcaciu colo nu trecea caii, căruțele, boii, că era lucru rău, că fusese Sfântul Pătru sau nu știu ce se întâmplă. În zona sunt multe pante, însă pe niciuna nu se mai întâmplă acest lucru. Fenomenul nu este unic în țară, fiind întâlnite alte câteva drumuri pe care mașinile se comportă ciudat. Unul dintre ele este în Maramureș, pentru care experții au diferite explicații științifice. Aceștia spun că nu este vorba despre vreun fenomen paranormal, ci despre o rupere de pantă cu schimbare de unghi care creează impresia de deal, deși este pantă continuă, sau despre o zonă puternic magnetizată care creează acest fenomen.